Unul dintre giganții din industria petrolieră scapă de suprataxarea de solidaritate instituită de guvern. OMV, principala firmă austriacă vizată de această taxă, spune că cifra sa de afaceri este mai mică de 75%, prin urmare nu este obligată să cotizeze în plus la stat, chiar dacă înregistrează un profit astronomic. Colega mea, Cătălina Mănoiu, vine cu toate informațiile despre acest subiect. Cătălina, bun găsit! Într-o informare transmisă Bursei de Valori, OMV a anunțat că se așteaptă să nu plătească această taxă de solidaritate stabilită de guvern și precizează că această companie are o cifră de afaceri mai mică de 75% în domeniile care sunt vizate de taxare. A venit la scurt timp și reacția Ministerului Finanțelor. Spunea că, într-adevăr, sunt vizate firmele care au o cifră de afaceri peste 75% în domeniile țițeiului, rafinăriilor și gazelor naturale, însă tot MFP precizează că au această obligație de a plăti taxa de solidaritate și părțile afiliate. Trebuie să spunem că guvernul a stabilit la finalul anului trecut că vor fi obligate firmele din aceste industrii să plătească o taxă de solidaritate. Vorbim despre un impozit de 60% care se aplică dacă profitul din 2022 sau 2023 depășește cu 20% media profiturilor înregistrate în perioada 2018-2021. Guvernul a transpus practic un regulament european, însă acel regulament european spunea că taxa care ar putea să fie impusă ar putea fi chiar și de 30%. Guvernul a decis să majoreze acest prag, să aplice o taxă de 60% și astfel a ajuns să fie statul care taxează cu un profit mai mare decât celelalte state europene, respectiv al treilea cel mai mare profit care este taxat în Uniunea Europeană.